tine nu mai vreau decât tânăra generație, așa că... Firesc? Nu te grăbi. Dragi prieteni, în primul rând dați-mi voie. Dar nu sunt singurul care în acea zi împlinesc o anumită vârstă. Nu din pochetărie nu spun, împlinesc 69 de ani. Mulțumesc. Asta e vârstă. Eu vârstă să ai 80. Scap de obsesia numărului 69. Exact. În sală se mai află un prieten de-al meu, care tot în aceeași zi împlinește 70 de ani. Este vorba de prietenul meu, Virgil Balaban. Ce prefix? Să-l aflu că este născut în aceeași zi. Eu credeam că m-am născut singur în aceeași zi, dar nu m-am urmărit. Voi citi două poeme, nu scurte, nu lungi. Citesc un poem de maximă actualitate, este vorba de poemul Lumina strugurelui. Lumina strugurelui plânge în vii cu lacrimi mari și dulci și înrourată, chiar dacă frunzele sunt pământii și în glumă-i via toată îmbrăcată, zâmbind năuc la lună spre apus, cu mustul fremătând și voie subțire, pe umerii de iarbă de țărane adus, un mel se adapă din potirul mire. Lumina bobului închingi l-a învelit, că blana lui subțire toată-i ceară. Prin lacrimi mari aude încet la schit, cum pracurii domnești să-mi scoși afară. Și în amur, ca într-un bizar destin, sub grumele înspicate pe câmpie, lumina rece a strugurului, a strugurelui, este vin și e împărtășanie într-o cununie, zâmbind năuc la lună spre apus, cu sângele de must smucit sub piele. Mielul cel blând pe umeri este dus, și nunta este petrecută prin inele, iar el e tras ca pe un rug de jar, în ceara caldă, gâlgâind sfioasă. Lumina strugurilor îi se arată iar, prin umbrele, prin brumele albind uitate oasă. Bravo.